29 august, Ioan 17, de la 17 la 19. Sfințește prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Sfințește prin adevărul tău. Sfințirea și adevărul sunt cei doi poli pe care îi întâlnim în versetele noastre. Odată vedem că trebuie să fim sfințiți, vrem să știm ce înseamnă acest cuvânt. Atunci este foarte bine să aducem noțiunea sfințenie în legătură cu Dumnezeu, fiindcă despre El ni se spune că este sfânt. Dacă trebuie să fim oameni sfinți, atunci să devenim cum este Dumnezeu, să îmbrăcăm chipul și faptele Lui. Apoi ni se arată că suntem sfințiți prin Dumnezeu însuși. Nu noi putem înfăptui sfințirea noastră și să ne facem oameni sfinți, ci doar Dumnezeu singur o poate face. Sigur, trebuie să ne dăm în mâna lui Dumnezeu și să spunem da la ceea ce face El ca să poată înfăptui voia Lui în viața noastră. Atunci El vrea cu mâna Lui de meșter să facă din noi un vas spre slava Lui. De asemenea, noi vedem prin ce suntem sfințiți. Este adevărul și noi înțelegem prin adevăr cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrem ca rugăciunea Domnului să se împlinească în viața noastră și dacă vrem să devenim sfințiți, atunci trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să ne conducă viața și să ne bizuim pe puterea Lui, fiindcă numai Dumnezeu poate face lucrarea de sfințire în noi. Dar trebuie să luăm în seamă și cuvântul adevărului Lui. Cine lucrează cu indiferență cu adevărul, cine îndoaie cuvântul până când este după placul Lui și ia cuvântul numai pentru a-și justifica faptele, la acela Dumnezeu nu poate să-și facă sfințită puterea. Dar cine se predă acestei puteri care curăță și sfințește, oriunde îl întâlnește, ia în aceasta Dumnezeu își face lucrarea lui de sfințire și o va duce până la capăt. Dumnezeu este sfânt și cine vrea să ajungă la El trebuie să fie cum este El. Trebuie să fie sfânt. Dacă cuvântul ne spune că fără sfințenie nu poate nimeni să-L vadă pe Domnul, Evrei 12:14, atunci să nu privim drept greutate noțiunile ca sfințenie, curățire, îndepărtare de lume și altele, ci să luăm aminte la îndrumările ce ni se dau pentru a deveni asemenea lui Dumnezeu. Adevărul sfințește și adevărul eliberează, de aceea lăsați ca din toată inima și plin de bucurie să umblăm în adevăr, ca să fim și noi sfințiți prin adevăr și rugăciunea lui Iisus să-și găsească împlinirea în noi.